Tragedie într-o familie din Iași. Un copil de 12 ani a fost găsit mort la o zi după ce dispăruse de acasă. Prima ipoteză este că băiatul ar fi murit din cauza unei supradoze de etnobotanice. Copilul a plecat miercuri la o petrecere și nu a mai revenit. Familia băiatului a alertat autoritățile joi dimineață. Trupul neînsuflețit al copilului a fost descoperit pe un teren viran aproape de casă, lângă câteva țevi de apă caldă unde se pare că a petrecut noaptea. Din păcate, medicii nu au mai putut decât să constate decesul. Nu au fost descoperite urme de violență pe trupul copilului, dar există suspiciuni că el ar fi consumat cu o zi în urmă substanțe etnobotanice. De altfel, părinții susțin că fiul lor ar mai fi consumat și în trecut substanțe halucinogene. Ei spun că au mers la poliție de mai multe ori și chiar le-au dat oamenilor legii o listă cu traficanții de droguri din oraș, însă nimeni nu a făcut nimic. Trupul său a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru necropsie, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.